Un episod din GTA Online aici cu pisica și cu Mihai. Salut. Ce? În momentul în care pornești video, știi, ca să pornești butonul ăla, trebuie să apeși și te apare arma în mână. Și în momentul în care ai zis salut, dar și vine, a apărut brusc arma în mână și mi s-a părut comic, știi? Mie vine să limit pe, te urci pe mine. Mie vine să limit pe Max când zici așa, salut. Bă, nu știu, la voi nu se vede pe video, dar la mine sunt niște corali pe munte. Deci nu fac nicio glumă. Aici e o stea de mare, de ce sunt niște corali. Eu nu văd nimic. Și-a bătut un hacker joc de tine. Să vor dacă te mint. Ia intră cu mașina pe aici unde mă uit eu. Așa. Eu nu văd nimic. Treci peste el. Eu trec prin iarba acum, practic. A, da. Facem driftul pe coraz. Eu ți-am zis, cred că o să mă ieși la tine pe video din curiositate. Da, ia intră, fii atent. Dă-te jos din mașină și treci pe aici să văd ce se întâmplă. Că uite, la mine, de exemplu, să mă ridic pe coral, uite, nu mă vedeți ridicat pe coral? Ba da, lor. Tu pui un pic în sus, așa. Nu, uite, eu trec pe jos, nu... What the fuck? N-am coliziune cu el. Uite, nu m-am urcat pe ceva acum? Ba te urci ocazional și cazi foarte repede. Bă, tu nu dea cu arma mie, că dacă îți dau un pistol în gura aia... Pe lângă. Țeapă. Nu, eu nu mă... Noi nu, foarte ciudat, pentru că nu-l vedem, nu avem coliziune cu el, știi? De ce ar spona un hacker coral pe munte, în mijlocul... Nu, doar tu îi vezi, i-a spanat doar pe tine. Știi cum e chestia aia când îți spunea target box-ul deasupra capului ca să spaneze bani? Apar n-am, da. Cam așa poate să spaneze obiecte deasupra capului tău. Și dacă ți-a pus corali, oriunde te plimbi, chit că o să fii în deșert, o să ai corali. Ai corali. O să fii... Coral man. În ăsta, Ant-Man. În apartament, coral. M-am făcut un flip, nu știu dacă l-ați văzut. Nu, am... I-am sărit de la foarte mare distanță. Max, de ce nu spui cască? Trebuia să fac motociclete, pentru că n-am. Ba da, dar trebuie să stai pe loc. Ia uite-l mă. Uite ce mișto este, dai cu motocicleta pe aici. Bună pisica. Da, și cu ruma asta e prea tare să te urci pe munte, mă. Bă, uite ce am găsit aici. E o casă și au teren în spate ceva. What the fuck? Mamă, ce stunt am făcut. Vreau să văd și o căsuță cu che... mi-a luat de o casă cu teren de tenis aici și sunt oameni care joacă tenis. Ia, stai, nu-i speria, că vreau să vin și eu. Dacă parchez aici. What the fuck, și un... pe perete e ceva, stai să vezi cu obiectul ăsta. Pe perete e ceva, deci fără niciun mișto. What the fuck e asta? Nu uitați să apăsați butonul de like dacă vă place seria și vreți să continuăm în fiecare seară cu câte un episod. Hai mă, că vă aștept aici să vedeți și voi. Ia uite. Uite așa, mă, băieții, că... Cum s-a îndoit numărul din față. Da. Deci că e avion de la... Acolo ai căzut cu motorul. Da, aia. Da, uite, veniți aici în primul rând. Chestia asta ce e? Help me. Stai să mă mut în first person. Happy. Cred că e o grădiniță, e făcut de copii, am o bănuială. Și uite ce zice aici. Steps to recovery. Hate yourself, blame the world. Nu pot să cred. What the fuck? Be reborn, wake up, meditate, self. Uite mă, sunt alea de yoga aici, vedeți? Oh my god. Ce scrie pe papuci? Ce scrie pe papuci? S-au niște bubuituri, frate. Știți de ce? Pentru că mai este un grup aici. Mai e un grup de ala de organizație criminală. Uite aici, prosoape. Parson Rehabilitation Center, deci pentru reabilitare, mă, dacă... Am crezut că ai zis Max Rehabilitation Center pentru o clipă. Bă, dar mai e un grup de ăsta infractor. Așa. Și avem șansa să-i oprim pentru că dau deliver that briefcase, da? Mergi să intru acolo. Uite pe ăștia aici. Mai încolo un pic. Uite pe ăștia aici. Joacă tenis? Da. Era mișto să-i văd că joacă propriu zis. Nu joacă, știi, stau așa, dar pe unde se intru? Uite, asta e ca viața reală, te duci la sală să stai pe telefon, la să faci sală, fiți ar fața aia. Dar cine stă pe telefon? N-ai trecut printr-o sală recentă prin București să te uiți la ei? Dacă că... te sună cineva, ce vrei să faci dacă primești mesaj? Nu, ei stau să scrie pe Facebook, pe WhatsApp în loc să fac exercițiile. Da, uite-te la ei, fii atent. Bă, avem piscină, băieți! Da, uite pe ăsta cum stă ea, cu mâinile pe spate, așa. Da, e simpatic. Ne-am pus în față, așa. Mă bălăcesc! Uite aici, ușă, vină încoace. Haulă, vine așa după mine! Dă-le, mă, hai să-i batem. Poc! Double hit! Scuze. Poliție, frate, lol. Bă, trece o de-asta de poliție, trece și ăsta cu hidra lui. Și ai zis, oh, v-am văzut. Uite, Max, mai sunt doi aici care stau în poziția aia. Max, lasă-l pe ăla. Așa că le-am dat la ăștia somnit. Le-ai dat, ăla nu vrea să cadă. Dă-i. Acazi. Dacă-i dau cam punch club, ia.
cam Punch Club. Încă n-am jucat jocul ăla. N-am știut dacă... Nu sunt fan cu boxul. Recunosc. Mamă, ce de poliție pe aici. Uite-i pe aia în spate, vezi? În direcția asta, mă uite, sunt doi care stau acolo tot așa în fund și se bucură de vreme. Stai că mă duc la ei. Mă vreau să fiu pe fizică. Când s-a post pe ăla am făcut o finish de bun. Bă, eram la piscină, de ce ai trage niște oameni la piscină? Stăteam la piscină, adică what? Vrei să-i dau somniglul ăsta, ia Fedon? Taci că nu știe. E din organizație, bă, băieți, bă, ca noi, bă. O să fie bubuit din organizație. O să fie bubuit dacă se mai întoarce încoace. O să-mi iau muniție. Inventory, M-am dat aici aproape de... Place că pot să-mi cumpăr muniție din inventory direct, adică cea mai tare chestie. Ce-am full la toate. Nu poți să cumperi body armor. Gata. Da, uite, asta, fac dacă puteam să-mi pun body armor, cred că era foarte mișto. Ce e asta? A, e un tip care a căzut pe jos. MGM, pump shotgun, nu știu ce... Sniper. Ia uite mă, toți au murit pe aici, băi, ești nebun. Mi-a trecut ăla cu trăirea noi. A, lol, da mă. O vedem că nu i-au murit și pe ăștia săraci oameni. Că dacă e acum, o să-i dau una în freză, dar uitați-vă pe hartă, vedeți unde e. Uite, vedeți pe aia doi? Eu nu mai văd. Bijos. Sunt doi? Văd Hydra, se întoarce... Sunt doi din altă organizație și ăla e din altă organizație. Și vezi că se întoarce spre noi. Uite, îl vezi cu Hydra? Da. Stați cu lansatoarele ridicate. Lăsătoare ridicate, bam! Parcă-l aud așa că vine. Pregătiți-vă că vine. În direcția asta în care mă uit eu o să vină. Încerc să mor pe casă, dar nu cred că pot. Eu m-am dus după casă, să pot să fac cover în caz că vrea să trag în mine. Hai să vedem unde se duce. Se duce pe ăia, vezi? Se duce să se omoare și după aia o să vină la noi. Fiți pregătiți. Hai că suntem. Hai că am deschis harta cu Z mic. Da, țin Z micul ca să... Uite-l, văd. Se duce în altă parte, s-ar putea să vină... Nu, cred că întoarce și vine la noi. Asta e că dacă îi tragi din față nu merge, trebuie să-l tragi când ajunge spatele tocmai. Vedeți dacă faceți loc pe el. Momentan n-am făcut loc pe el. N-am unghi, nu văd de muntele ăsta. Să mor pe dealul ăsta eventual. Și eu asta vreau să fac. Să urcă și pisica, când ca la, ca la Battlefield, când nu vezi ceva, te duci. Ia că vine. Faceți loc dacă reușiți. Am tras. Bine. Ce? Trage în aia, vezi? Iar am tras. Hai, lovește-l. Hai că am dat și una. Bă, da, tu vezi că nu-l ajung, mă. Chestia asta mi se pare enervant. Nu, că se învârte omul. Gata, l-a prins. Luat. La Mihai. Meriți. Bun, așa, Mihai. Frate, ce facem aici? Nu, că înainte îmi luam Hydra și mă duc pe el. Ne bucurăm și noi de piscină aici și vine omul să tragă în noi. Adică, ce e asta? Nu ca noi, că ne dăm respawn, dar săraci oameni au murit pentru totdeauna. Hai să mergem la cimitir să le apindem o lumânare. Poate aveau și copii, poate... Bă, nu poți să știi, frate. Poate vreau, mă, copii în citea nu sunt, mă. Da, chiar. Uite, nu știu, în single player sunt cărucioare cu bebeluși pe stradă, nu știu. Parcă am văzut o dată. Single player, na. Sunt unele jocuri care nu includ copiii pentru că, nu știu, e un fel de regulă în America. Că n-ai voie să împuși copiii în jocuri sau ceva de genul ăsta, știi? Și din cauza asta, multe jocuri nu includ copiii. Dar zi seama că n-aș împușca copiii, nu? Păi știu, dar zic... Nu, ideea e că trebuie sub nicio formă să nu-l vezi mort. Da, de fapt. E o regulă. Indiferent de cum moare, știi? Da, nu m-am gândit la asta, știi? E o lege, știi? Că îți dai seama că developerii ar adăuga orice, dar... Da, uite, de exemplu, ca idee, de ce Franklin are un câine? Vreau ca Michael să aibă pisică. Are, adică vreau să aibă... Că e pisică. Uite, și vreau ca Trevor să aibă bufniță care să stea pe umorul lui și să vorbească cu ea. Îți dai seama cât de comic ar fi? În single player este pisică. Știu că sunt, dar nu le vezi în online. Și văzusem un gif amuzant. Nu casă. S-a dus unul lângă o pisică, stătea pe gard pisica, știi? Bă, și dintr-o dată se sperie pisica, sare, știi cum, cum se sperie o pisică? Da. Și sare și fuge pe stradă și o calcă o mașină. Aaaa. Bă, da, pusuca. Atât de realistic a fost. Îmi vine adică... să plâng. Bă, Max, ești un rău. A fost atât de realist încât te-ai întristrat și tu. Nu, a fost amuzat cum a sărit pisica când te-ai dus lângă ea. A fost amuzat, te-auzi. Nu, când te-ai dus lângă ea și a sărit, știi, exact reacția pe care o are pisica când pui un castravete. Da, lol. Mamă, cum sunt video-ul ăla cu castraveții cu pisicile. Nu știu. Doamne. Băi, vedeți că vine la noi. A venit ăla iar cu Hydra. Ia mă, dați-i să... Pe mine m-a ratat. S-a întors. Bă, nu știu mine dacă a vrut să sară să... Vrei să vezi ce moare? Nu-l văd, nu știu unde e. Urcă de-al. Ha, mă.
Hai mă, după almă, război? Îți dăm război, gata. Surprinzător? Nu l-am nimerit. Eu stai aici cu mașina. Ce să nu-ți dau ție loc? Uite-l. Se întoarce și o să tragă, vezi? Da, mai că... E după deal, e după deal și acum se întoarce. Pune sarta mare. S-a întors și vedeți că vine direct pe noi. Schimbați locația, nu stați în același loc. Stai aici. De cine pisă și trage ăsta? Nu știu. Stai după deal ca să nu... Stați foarte diferit. Nu folosești. Foarte ăsta, stai după hohodeluri. Încerc să fac loc. A, m-a călcat tu? Ia uite-o mă pe asta. Bă, dacă îți dau una... E în fața mea, în partea aia. Bă, e mai departe decât unde sunt. Aaa, s-a prăbușit. Ce slab e. Mă, am aici o mașină. Îmi iau un foto. Da, uite, imaginează ca... M-a omorât. Deci... Te-a omorât ăla? Trollmaster. Mort un NPC. Un NPC m-a omorât. Imaginează cum ar fi ca... Deci, Franklin are un câine, da? Michael să aibă o pisică. Și Trevor că e nebun să aibă buvniță și de fiecare când se supără Trevor să vorbească cu buvnița și buvnița să răspundă, cum ar fi? Ar fi o treabă. Nu e așa că ar fi atât de haios și ca ar, și gen buvnița aia să stea pe umorul lui consultant, știi, în permanență, să fie petul. Ar trebui să folosească mai multe animale, știi, au folosit doar un câine, dar... Să poți să costumezi buvnița, cum ar fi? Având în vedere că în jocul ăsta poți să găsești animale în single player, nu știu de ce nu l-au băgat și multiplayer, sincer. Din același motiv pentru care tu vezi coral și eu nu-i văd. Pentru că problemă de sing... Băi, ia veniți aici să vedeți ce am găsit. Ce, e casa lui ăla de VIP. Aaa, i-ai speriat. Da, erau paparații. Salut. Dă-te la o parte. Ce-au poze ăștia aici, glumești? Să-mi facă poze, că sunt faimos. Dă-i, nu mai țipa. La casa asta n-a mai fost? Parcă mai fost. E misiune aici. Da. Uite, vine un coace, fă stânga, să ne jos în spate la garaj, să vedem ce mașini găsim. Ce, au mașini aici? Da, nu pe aici. A venit și pisica. Înapoi. Aici? Vine un coace pe lângă casă. N-a dat-o. Ce? Uite pe aici. Așa, înainte, stânga jos. Uite, vezi că se vede ieșirea de la garaj. Uite aici, jos. Dar trebuie să sar cam mult, dar totuși... Are, nu mori. Fața! Cost în cap. Aolo. Eu m-am dus destul de urât, dar m-am dus pe iarbă, așa că nu pot să cred, are garajul construcție. Bă, ce sărac, are super vilă și ai garajul construcție, n-ai bani să-i plătești pe jasterne. E făcut special ca să n-ai mașini, frate, ca să vreau și noi să luăm niște mașini de la el. Dar mișto casa. A, bine, normal că e mișto. Uite, dar... mai știi la GTA 4 că puteai să iei o cărămidă asta să o arunci în cineva? Era aici niște cărămidă. Știi că avea chestii de alea, puteai să ridici obiecte după jos. Știu, foloseam tot timpul cărămida aia, dădeam cap la unul și pe altul băteam. Dar mai știi cum era fizica la mașini GTA 4? Zici că erau bărci? Parcă erau, da. Să știi că mă învățasem cu ea și îmi plăcea într-un fel. Mă gândeam, zic, bă, o să fie nașpa în GTA ăsta, că nu o să mai fie la fel, dar să știi că într-un fel au îmbunătățit cu mult. Au făcut un balance între, da. E și mișto. Mamă, ce pișină mișto are asta aici. Nu se simte, adică când conduci mașina nu o simți arcade în jocul ăsta, o simți de ok. E între, e între arcade și simulator, nu, dar gen... Dar era făcut prea mult ca... Driftul e reușit. Un simulator, știi? Da. A adus-o la extrem. Bună. Ce faci fizica? What the fuck, s-a speriat. Păi... Dacă așa faci tu avansul la fata. Hai să facem la fete. Hai să facem niște misiuni. Da, dar mă gândesc la ceva, mă, nu știu, ceva ce n-am mai făcut eventual. Dar nici nu știu n-am ce n-am mai bike făcut. Am făcut mai monster bike race, nu bicicletă, cu motoare, curse cu... Ah, bă, nu am făcut. Da, hai să facem un Every Bullet Count și pe aia găsim și altceva, o cursă. Vreți un Every Bullet Count? Da. Nu, la fază de carte trebuie să mai fie cineva. Nu, aoleu, am crezut că... Am crezut că moare pisica. What the fuck? Hai, dai să găsești un Every Bullet Count. Bine, stai. Și după aia facem, găsim o cursă, dar mai nebunească așa, știi, mai... Hai, de asta mai... Oh, off-road. Șmecheroasă. Mai a fost mișto cursa aia din episodul trecut cu motocicletele. A fost challenging așa. Da, păi tocmai ceva de genul ăsta mai diferit, știi, să nu fie o cursă pur și simplu cu supercars, că alea nu prea oricum, nu știu, mă gândesc că din moment ce am făcut toate contact missions și am făcut și suficiente adversarii, ar trebui să încercăm să facem și cursele aproape toate. Da, cred că o să începem să le facem, că nu le-am făcut, dar momentan hai să facem un Every Bullet Count și după aia băgăm o cursă, dar ceva mai șmecheră, hai să vedem dacă ne reușește planul. O, oh, doamne, am bubiță la genunchi, o, oh, doamne, parcă mă doare pe mine, fuge sânge. A, bă, că Every Bullet Count, care? Bagă bandaj, repede. Între 1 și 4? Unul care vrei tu, nu știu.
Ia, unde mi-e mânuța? Nu pot să-mi văd aolo, nu asta, asta la întâi. Băi, nu pot să-mi văd mâinile? Vezi, fii atent la telefon să primești invite-ul. Acum am băgat host. Biggest noob gun. Wait, what? Și să dai invite la mai mulți, poate reușim să jucăm maxim 4. Bă, cât de tare ar fi every bullet counts, dar să fie vreo 10 oameni. Nu, ar fi haos. Mă, da, aș vrea e prea mică harta, de multe ori. Aș vrea să încerc, da. Plouă? Sau mi se pare mie? Ce Dumnezeu? Cred că pot să schimb asta. Nu știu dacă da, e time asta. Time of the night, nu în morning. Hai să punem morning. Auzi, să nu mai plouă. Hai, poți să mai trimiți odată misiunea? Mie nu mi-a apărut. Mi-a apărut că e acolo, dar nu mi-a apărut un telefon. Stai. Zice invite. Ia deschide telefonul cu atât. Am una de la Martin, am una de la NYJOZ și am una de la tine, dar nu știu că zice că mă costă 200. Ce păi dacă e de la el, de ce nu accepti? Păi mi se pare că e veche. Ți-am dat iară. Dar nu cred că e veche, că n-a mai... Da, mă costă 200, de ce îmi cere bani? Te urmărește poliția. Nu mă urmărește nimeni, ce ai? Bine. Da, mă costă 200 și n-am cum să intru în misiune. N-ai 200? Nu. N-ai niciun ban, ai 0? Da, am 142 de bani, de bănuți. What the fuck, ce-ai făcut cu banii? Ei, am băut. Apasă... A, n-ai bani. N-am bani, stai să mă nu mă înțeleg ce faci tu acolo, da? Apasă home și dă join pe mine și ar trebui să te bagi în sesiunea mea. A, să apăs pe home și să dau join pe tine. Da, că merge și așa să dai join la misiuni. Faza că s-ar putea să intre alții. Da, mi s-a părut destul de ciudat, de ce îmi cere bani să fac? Îți cere bani când te urmărește poliția. Mă, nu, omule, nu mă urmărește poliția, lasă-o în pana mea, treabă. Eu zic clar că nu mă urmărește poliția. Păi ce scrie acolo de-ți cere bani, că bănuiesc că zice ceva. Zice mission cost 200 de... Cum să zic că mission cost, mă, că n-are cum, nu costă misiunile să le faci. Oh my god. Mă rog, nu mai contez. Hai, care și să intre. Intri la mine pe video și să vezi... O să mă uit, o să mă uit. Că, într-adevăr, de obicei nu-și cere bani când intri misiune, dar în fine. L-așteptăm pe ăla? Nu știu dacă mai intră, că până acum a avut timp suficient. Gathering... Fireside Gathering, Hearthstone, haha. Poți să-i dai drumul, că bănuiesc că deci, nu vrea nimeni să mai joace dacă nu... More players. Ah, ne trebuie minim 4. Ah, pe bune? Hai să invită pe toți atunci. Hai că o să intre unul, bănuiesc eu. Da. Sperăm, că de obicei multe astea de level mic. Oricum, n-avem limită de timp la sesiune, ceea ce e mișto. Păi ar fi ciudat să ai. Păi da, n-au pus pentru că dacă nu că strângi... Că n-ai cum să pornești. Aia 4 player, da. Dar asta-i faza, ce faci dacă nu găsim? A ieșit-o la fanul ăla cu care jucam. Da, uite, era bun. I-a scos pe cineva. Nu, i-a scos pe restul și a băgat pe alții acum să vedem dacă da, vor. Da, pe schimbă sesiunea, dă invite pe toate sesiunile. Asta face, de-aia și durează mult. Îi caută, le dă invite, stă 10-20 de secunde și pe iară schimbă sesiunea. Dacă nu merge every bulecan, schimbăm pe slasher, că altceva n-avem ce să facem. Că nu putem să stăm aici o oră până când pornește. El are clan name Mota. Comic. Ha, mă, nimeni nu vrea să joace every bullet counts. Aparent nu. Sunt preocupat să moare cu ăla cu Hydra, am impresia. Păi da, nu, că faza e că nu dă invite doar pe sesiunea noastră. Dă și pe altele. Da, știu. Uite, gathering acum. Hai să vedem după ăsta, dacă nu... Dacă nu dăm escape și dăm un slasher și asta e, n-avem ce să facem. Aiurea că au băgat limită de 4 pe misiunea asta, având în vedere că... Poți să joci în 3. E 2 poți să joci în 3, pe slasher poți să joci în 3, practic. Nu văd logica. Da. Mă, hai să dăm escape, că... Am ieșit. Se pare că nu vrea. Ar trebui să ne dea unde eram, știți, nu să nu ne... La casa lui Michael pe toți? Nu, eu sunt aici, pe munte, unde eram. A, și eu. Și acum du-te pe slasher și alege-l pe ăla, că ăla merge. Sub... Nu înțeleg de ce ăla merge și ăsta nu, dar... Știi că te-a dat și pe tine cu mine? Eu cred că da, dar puțin mai departe am luat-o pe munți. Da, să zicem că pe nu... Munte sunt. Că n-avea de ce să mă prindă poliția, că nici măcar n-am mers pe șosea, știi? Păi nu știu, de obicei nu, n-am văzut niciodată de când joc eu GTA, n-am văzut. Știu, păi nici eu n-am pățit chestia asta și nu înțelegeam de ce. Chiar o să mă uit pe video tău să văd care... Ce scrieți acolo. Da, care sunt curios acum. Uite, și acum, mission cost 200 și nu mă prinde poliția. Oare cere și nu știm noi? Probabil cere, deci nu mă prinde poliția. Eu cred că ea n-are bani deloc și cere 200 de bani. Am 142.
Am 142 de bănuți. Stai să dau trebuie să faci ceva, să mai faci niște misiuni, că nu mai putem să... Păi facem acum, practic, acum facem misiune și câștigă 6.000 de dolari. Dau pe Mihai acum și... Mi-intri așa, nu? Da. Dar, uite, vezi, practic, ăsta exploit. Da, practic, de ce să-și ceară bani să intri în misiune? Se gândește să-ți cumperi muniție, mă gândesc, altceva nu pot să găsesc relevant. Muniție pentru ce? Joie, dai start. Da, pentru... E, bine, majoritatea... Da, îți dă... nu, poate ți-a cerut și până acum bani și n-am băgat noi de seamă pentru că na... Nu. Dar fie aiurea să gen, dai de fiecare dată 200 și după aia ce? Tu câștigi 7.000? Da. Într-adevăr, nu-i simți. Dar aia 200 unde se dă? Dar nici nu știam. Ați scris undeva până acum că știu... Chiar, uite o chestie care nu merge în online și ar fi un fel de ruletă. E bursa, care pe single player merge. Bursa? Ce? Joci la bursă. Că poți să faci bani din stoc și chestii. Da. A, aoleo. Nu se poate așa ceva. Uite, harta asta ne spunează pe toți în același loc. Nu mereu, dar... Te-ai să vândi pisicuța. Ăla-i râsul meu. Și ce? N-ai voie să-l... Îl folosesc și eu. A, uite-l pe Mihai lângă tine, fugi! Ce de-astea face Max? Lasă-mă în pace, că o găsesc oricum. E Mihai acolo, ai grijă! Hai, poate îți dau lanternă și ție. Aoleu! Mamă! Chiar era! Da, chiar era. Am tresărit așa un pic când am văzut că mie, că am zis că gata, mă lovește cu lanterna, știi? Eu am zis la mișto, știi, că nici nu te vedeam, dar... Uite că acolo erai. Ce? Acum trebuie să fii tu din nou. Da. Nu, nu se mai poate, că practic dacă îmi fug pe coridor, mă prins, că te spanează exact lângă mine. Depinde de unde ne dă, da. Uite, acum, de exemplu, de m-a dat pe mine, eu zic că sunt șanse destul de mici să mă întâlnesc cu cineva. Gen. Parcă vezi că mă mor din nou, da, asta e. Depinde. Ia să vedem, ia uite-l. L-am văzut pe unul. In pursuit! E pisica! Dai de pisică, de pisică, de pisică, de pisică! Parcă vezi că bate. Da. Am tras de 3 ori pe lângă. Ia, și a dat de 4 ori. Bine, de 3 ori. Da, am tras de... Da. Cum e un video, acum a sunat dumnezeiește. Winner. Las mai bine campionatul ca să mai apucăm să jucăm o rundă. Că altfel câștigam eu. Fuck. Ce câștigai tu, mă? Că eu aveam locul perfect de ascuns, mă. Ai avut noroc la început și asta. Da, de unde? Am avut pafta aia la început și asta era, dar na. Nu recunosc nimic. Recunoaște. Ai te fisticat cu shotgun-ul? Da, aici la jocul ăsta elementul surpriză e gen să fii în spatele lui și să-l reușești să-l lovești prima oară cu lanterna. Da, uite, aș vrea mai multe moduri de genul ăsta, sincer. Ha. Mă dat într-un loc foarte prost. N-am unde să mă ascund propriu-zis și dacă fug... Nu! Mamă, dar i-am dat un shotgun în față. Te-am văzut, m-am ascuns. Și eu te-am văzut. Și am vrut să sar să fie elementul surpriză și nu, n-am reușit. Știi care e chestia? Nu că te văzusem. Știi care e șmecheria? E că ți-am dat un shotgun peste față. Gen, am văzut. Stai gânde și s-a văzut așa de plăcut. Eu îl văd pe Mihai. Nu. Și eu îl văd pe Mihai. Miss! Dă-i! 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 Mamă, ce bătălie aici! Îi dau cu piciorul, i-am dat cu arma, știi? Ce fight strâns. Ai văzut băiatul de acum arma și de acum piciorul așa la infinit, cine cade primul, știi? Da, am văzut. Bătălie intens acolo. Câți bani ai luat, pisica? 3.540. Măcar ai niște bani acolo în plus, da, ca să poți să... 5.700. Da. Dar adevărat că nici n-am mai făcut misiune, înainte mai făceam misiuni când nu filmam, știi, dar... Nu mai avut timp să mai fac asta. Ia să vedem ce mai primim aici la misiuni. Aș vrea să facem și o cursă, faza că dacă e să primim acum, nu o să primim. Hai să ieșim în free mode. Hai să vedem dacă ne dă cursă. Hai să vedem totul. Dăm refresh, îți dă misiuni similare cu ce ai făcut. Nu mereu. Cu toată îți dă una din fiecare. Să știi, la refresh. Iată, de exemplu aici nu ai, trebuie să dăm refresh. Aici evident, că aici îți dă recomandările și aici de obicei îți dă una din fiecare. Uite una. Uite cursă jos. Rock Santos ăla? Da. Ce e Extraction 3? The fuck? A, trebuie să stai în elicopter și să tragi. Da. Hai, Roxanne, o să vedem. O să mai încercăm, mă, și extraction-uri și chestii de genul, pentru că chiar vreau să mai încercăm și alte chestii. Ăla nu l-am făcut, zic eu de ce. M-am uitat acum, rapid. Cerea timp de 3. Da, eu nu l-am făcut. Ai nevoie de 3 oameni. Time of day. Păi night. Și cum, n-avem 3 oameni? A, câte 3 de 6 în total. Da.
Hai să vă chinui. Bă, ăștia o să fie... Cred că o să fie o cursă normală, știi? Da. E land race, dar asta dar e. Vezi că e creată de Darkness. Unde? Creative by Darkness, dar e verificată de Rockstar. E verificată de Rockstar. Adică Rockstar se uită și zice, bă, e o cursă de calitate și atunci o băgăm la Rockstar Verified. O verifică de bug-uri și de exploit-uri, de fapt. Când e verified, mi se pare. Ce o mașină custom, apropo. Poți să joc cu Benchiu. Poți să-ți iei ce mașină vrei tu custom. Păi, practic, ce rost ar avea să-mi iau o mașină mai slabă decât T20-ul? Exact. Știi, adică nu văd de ce mi-aș lua altceva în afară de T20, care e cea mai rapidă. Mă, depinde de cursă, uite câteodată sunt unele mașini. Dacă te pune să mergi pe, dacă te pune să te urci pe munte, dar în rest... Nu, dacă ai... Și T20 să urcă și pe munte. Dacă ai, de exemplu, traseu de stânga dreapta, stânga dreapta, stânga dreapta, nu e T20 cel mai bun. T20 e bun la top speed. Pariez, o să pariez... Eu nu pariez nimic. Lăsați-mă în pace, n-am bani de ciocolată. Pariez 5.000. Maxim pariuri. Dar mergi la CSGO. Frate, nu știu, am pariat aici. Haide, pisică! Bă, și plouă, glumești? Păi, ăla era challenge-ul, de fapt, ce pe uscat e ușor. Așa îi fac și lui Robert. Pe ploaie să vă văd acolo, când faceți drifturi. Pleacă bine mașina mea cu nos. Se duce el cu nitro-ul. Frână! Mamă, cum alunecă. Nu-i așa că e mișto? E mișto, dar alunecă rău de tot. Mie-mi place. Trebuie să pui frână, că altfel nu te duci rău. Eu fac drifturi, trebuie frână de mână. Și eu la fel. Oh, salut. Hai, salut. No. Eu joc? Ia uite-mă. Ia uite-mă ce frumos am vrut amândoi sincron. Mă, ai ziceți că vă țineați de mână când ați făcut asta. Ia era că există coliziune. Poți să o scoți. Există no contact race. Câteodată, dacă prin sesiune de oameni care intră intenționat în tine și eu mut pe contactless. Ar fi trebuit să fie contactless, pentru că mai ales pe apă, nu poți să știi ce face mașina ta și în cine intri. Uite, și acum ce gândește, ai cea mai bună mașină și ca frânare și ca accelerație. Nu e cea mai bine curbă, ce-i drept. Da, asta e. Dar... Deci pe chine se iau curba cu ea. Da, asta înseamnă, pentru stânga dreapta asta nu e cea mai bună mașină. Zentornul mi se pare că e cea mai reușită. Pisica are Zentornul, parcă nu? Pisica că se face, dacă o atunat-o la maxim și se face în spate drag. A mea nu e tunată la maxim, la motor. Problema, da, e tunată, dar problema e că alunec mult și nu prea îmi vine. Eu cred că e alunecă mai tare decât a noastră. Nu cred. Știu cum se, știu handling-ul la mașina aia destul de bine. Nu pot să fac draft în spatele tot, dar nu știu de ce. Să puțin mai departe decât trebuie. Oh să... my god, oh, l-am luat, l-am luat, bine așa. L-ai luat pe max? No. Nu, am luat ăsta. La checkpoint-ul, ai crezut că ratezi sau ce? Da, că am căzut peste. La naiba. Țeapă. Da, m-am uitat în spate după tine. Nu-i de panică. De ce în spate? Așteptați și pisica. Ce naiba? Te aștept eu. Așteptați pisica. Da. Asta e cursă. Da. Păi nu, să așteptați și pisica să facă și-a cursă. Plecați. Mamă, cum am sărit pe chestia, glumești. Și să-i lapu 2, fac. Fac. Ah, mai aveți deja... Am că ați terminat deja. Da, cum în spatele meu face draft și... Vine periculos. Periculos și iute. Fast and Furious, versiunea T20. Bă, chiar mi-e dor de un joc de curse. What the fuck? Whee! Da, s-o să apară NFS-ul și o să ai ce să te joci. Frate, dar NFS-ul ăla cum o să fie? Adică poți... Am, am jucat pe consolă, pe Xbox One și sincer nu... Am văzut că poți să te joci cu mai mulți oameni. Da. Adică o să fie gen Test Drive Unlimited? Părete. Da, similar. Sau gen The Crew? Claxonul. O să fie The Crew style. Dar numai că harta e mult mai mică, adică... Nu, sunt frâne! Ce pune? Bătălia e strânsă. Păi da, că nu mai împinge ar fi superb, dar... N-a fost chiar așa intenționat. Țineam maxim dreapta, nu te gândi că... Da, mersi. Am mers de sub el. Da, că-s tot în spatele tău. Ia auză, pisica plumește ceva. Și acum vezi că vine pisica și te lovește din lateral. Poc! Cam filme, știi? Ar fi una. Sunt departe că mi-e frică, frate, și până iar un pic după nu știu unde și mi-e greu să mai ajung. Nu se poate așa ceva?
No. Ha, 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 ha. Max încearcă din răsputeri să mă oprească să câștig. Opa. Du-te, 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 du-te. Pleacă, pleacă. Așa faci? Da, tu ce mai faci? Uite-l. Tu ce faci? A mea e cursa asta. Da, am greșit. Aia nu că am greșit, de fapt m-ai împins de 3 ori. S-a părut. Sunteți foarte departe, băieți. Da, da, a fost caterică rău cursa. Frena. Și, 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 și. Mă, cum e curba asta? Ți-ai dori? Ah. Dacă nu mă învârtea acolo, câștigam lejer. Bine așa! Wow, frate, ce cursă! Bravo! Ba, a fost intensă, chiar... Da, chiar da, a fost strânsă rău de tot. Bine, ne-am și lovit uitați, între noi. Ia uitați cum are. Mamă! Oh, lău! Apasă control! A dus. Pisica a terminat misiunea pe portieră, pe lateral. Știu și cursele, sincer, chiar îmi plac. Adică te ține de așa exemplu, păi mai ales când joci așa strâns, da, și la competiție, e mișto, știi? Iar facem așa, mă, iar facem. Mă duc la acum. Și eu după ce pac. Asta a fost episodul de azi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și ne auzim data viitoare. Pa, pa! Pa! Pa!